Bună, Rudion! Astăzi noi o să facem analiza afacerii tale. O să facem un diagnostic, o scanare în totalitate la departamentele care tu crezi că mai este nevoie de atenție sporită. Și, dar până a trece la acest subiect, vreau să te rog să te prezinți, care este nișa și cu ce probleme ai venit astăzi. Bună, mă numesc Rodion Mamolea. Uh-huh. Nișa de activitate este construcția de case particulare și hale industriale, mai să zicem orice tip de construcții. Ok. Activitatea am început de la zero acum un an de zile, având experiență, activând în companiile mai mari. Ca problemă ce avem, dorim să creăm un brand al nostru, care să-l putem promova, că serviciile care le putem presta le știm, dorim doar să organizăm corect toată activitatea noastră. Și dezvoltăm domeniul de marketing. Deci tu ai spus brandul, marketingul și încă? Specialiștii mânzări. Să învățăm oamenii mânzări. Vânzări. Vânzări. Ok. Hai un pic să ne aprofundăm în afacerea ta. Tu ai spus că tu construiești hale și case. Da. Dacă să iei aceste două produse separat, ca fiind 100%, cât din afacerea ta sunt halele și cât din afacerea ta se generează casele? 80% sunt casele de locuit, 20% sunt spațiile industriale. Ok. Case și 20%, dar ca cec mediu? Ca cec mediu, totuși, casele de locuit, cam același randament. Dar tu când vinzi, pe ce pui accent mai mult? Pe hale? Casele de locuit. Pe casele de locuit, de ce? În urmă la ce ai ajuns la această concluzie? Este deja ceea ce cunoaștem noi destul de bine, activăm foarte bine în domeniul dat și știm toate etapele corect cum să le facem. Am înțeles. Eu cred că este important de subliniat aici că piața de case particulare este mult mai mare decât piața de hale din, da? Fiindcă persoane juridice care investesc în țara noastră pentru a-și crea platforme logistice, hale de producție și depozite sunt mult mai puțin decât persoane fizice care... Și presupun că voi lucrați și cu persoane juridice care pot stia pe tine ca subcontractor, nu? Da, sub întrepriză. Am înțeles. O aveți echipa voastră? Da. Avem echipă. La moment suntem în jur de 30 persoane care activăm. Cum vă marketați? Pe rețelele de socializare. Atât? Da. Recomandările și rețelele de socializare. Adică alte canale de promovare voi nu folosiți? Încă nu. Cum funcționează la voi partea de recomandări? Partea de recomandări, la început, prin cunoștințele care ne-au cunoscut din alte domenii. Uh-huh. La moment, deja la cine am construit, ne recomandă mai departe la rude, cunoscuți și mai practic recomandările de la biroul de proiectare. Ok. Acolo deja este o colaborare conform unui contract, care deja biroul de proiectare ne știe că noi suntem echipă sigură și deja ne recomandă la viitorilor clienți. Dar cum tu controlezi? Te-a recomandat, nu te-a recomandat? De la cine vine recomandarea? Toată se monitorizează doar din apelurile care le avem. Când potențialul client ne apelează pe noi, atunci întrebarea noi este, în toată discuția este și întrebarea de unde aveți contactele noastre, cine ne-a recomandat sau de unde îi cunoașteți pe noi. Și deci deja ducem o evidență. Am înțeles. Ai considera ca unul din canale importante de promovare să fie Google? Aveți un site? Nu, la moment suntem în dezvoltare la toată etapa dată. Deci una din recomandări clar că este Google. Pachetul de Google Ads care o să vă indexeze destul de bine site-ul. Și de acolo vin de obicei foarte multe lead-uri. Bine, trebuie să ai toate conexiunile, dar nu despre asta o să vorbim astăzi. Ok, hai să discutăm un pic despre brand. Tu ai spus că ai dori să construiți un brand a vostru. Da, a companiei. Presupun că ați ajuns la etapa în care puneți un foarte mare accent pe vizibilitate. Da.
Și atunci, cum vezi tu, ce înseamnă pentru tine un brand a companiei? Tu vrei să construiești brandul companiei separat de al tău? Sau tu vrei să construiești un brand personal al tău ca proprietar, ca expert în construcții și pe baza brandului tău construiești mai departe brandul companiei? Doresc să construiesc un brand personal al meu, al familiei mele să fie, care să mă, eu să reprezint brandul și brandul să mă reprezinte pe mine. Ok. Asta e scopul nostru pe viitor. Ați făcut la momentul actual ceva în, în direcția asta? Deja avem un logo bine stabilit, pus, pus la punct și mergem în, în direcția dată să ne, să ne dezvoltăm în promovare. Pentru la moment organizăm și site-ul nostru oficial să-l avem. Sunteți în rețele de socializare? Da. Unde? Instagram, Facebook și TikTok. Ok, ce faceți acolo? Avem postări și în care postăm serviciile noastre, servicii care le oferim, ceea ce avem noi la moment în activitate și ceea ce putem face pe viitor, capacitățile noastre care ar fi. Am înțeles, dar de ce ați ajuns anume la etapa de brand personal? Ce, unde crezi tu el pe tine să te ajute? Adică care e avantajul acestui pas în ceea ce faci astăzi? Din toată experiența, experiența mea trăită în anii din urmă, brand-ul, într-un final, numele o să aducă clienți. Ok. De aici avem... Într-un final, cât timp îți dai tu pentru dezvoltarea unui brand personal? La moment, să zicem că 50% din timpul meu se duce în dezvoltare și 50% din timp merge în afacere. Da, celălalt 50% în afacere, cine ți-o gestionează? La moment am început a lua un angajat care să dau atribuțiile mele de pe afacere pe el. Dar asta s-a început acum, în perioada, să zicem, în perioada booster-ului care îl avem. Și care o să fie rolul de gestiune a afacerii? Rolul lui de gestiune mai mult o să fie să coordoneze cu șantierele, ca eu să am timp să mă ocup din mijlocii de afacere și de brand. Păi da, dar brandul, din punctul meu de vedere, poți să te ocupi de dânsul în timp ce muncești, în timp ce ești la șantier. Totul depinde de strategia pe care ți-o creezi. Pentru asta nu este nevoie, în mod special, să-ți creezi timp sau să creezi platforme speciale pentru asta. Este important ca să ai, dacă noi vorbim acum de brandul personal, care este content-driven, da? Adică tu trebuie să ai foarte mult content în fiecare zi. Și asta este suficient să ai lângă tine o persoană care mereu merge după tine în șantiere, când vorbești cu clienții, tu ai văzut inclusiv cum fac eu asta, da. Să te însoțească peste tot și să capteze permanent content. Pe lângă asta, evident, trebuie să-ți creești vizibilitatea publică, nu doar prin rețele de socializare, deși evident că ele sunt acum cele care sunt cele mai ponderoase din toate canalele de trafic, dar trebuie să... Mergi să dai interviuri, să ai apariții în presa online de profil. Tu trebuie să mergi la televiziuni, la radiouri, da? Să apari în presa online, în primul rând de specialitate. Asta e foarte important. Deci, da, pentru asta este nevoie de timp suplimentar, dar tot ce înseamnă de content pe rețele de socializare, totul depinde de strategia de brand personal pe care tu ți-o dorești, fiindcă este întâi tu poți construiești brandul tău personal care se va răsfrânge după asta pozitiv, va impacta pozitiv afacerea ta, sau tu poți întâi să faci afacerea și după ce să-ți construiești brandul. Deci sunt, au dreptul la viață ambele strategii. La momentul în etapă cred că le-am încercat ambele odată, să meargă afacerea și deci să creștem și brandul. Ok. Recomandarea mea este să începi cu una, tu nu poți construiești două branduri simultan, fiindcă tu îți dispersezi toată atenția, îți dispersezi resursele. Ok? Da. Deci asta la brandul personal, deci noi mergem cu proprietarul, nu mergem cu compania în faza numărul 1, da? Da. Faza 1. Ok. Ce timp tu ești dispus să aloci? De exemplu, programul tău de lucru este de luni până când? Până sâmbătă. Deci duminica este cu familia? Duminica mă, da? Să fiu cu familia și așa sunt. Ultima perioadă prea puțin timp să petrecem familie, dar nu dorim să pierdem relația în familie. Okay. Atâta timp cât o să ne încadrăm doar în activitate. Totuși pe mine foarte mult mă interesează elementul de gestiune a afacerii.
iată, tu ai să aloci timp, da? Deci un brand personal, am spus că rețele de socializare, e o persoană care te însoțește peste tot, da? Captează content și poți pui pe promovare, dar important este să oferi și content ce ține de expertiză, nu doar de ceea ce faci tu ca activitate profesională în fiecare zi. De exemplu, să apare, dacă tu ții minte, noi vorbeam despre cum corect să comunici în rețele de socializare. Deci tu în fiecare zi, în story-uri, trebuie să arăți oamenilor că serviciile tale sunt solicitate. Nu punem pisici, câini, cafele, bună dimineața, soare. După care tu ai Reels-urile și ai TikTok-ul, unde tu trebuie absolut în fiecare zi, cel puțin câte un video, Reels, TikTok și YouTube Shorts. Da? Deci aici noi o să revenim înapoi la gestiune, dar ceea ce pentru tine este important este story, da? În Instagram noi punem, am zis că serviciile tale trebuie să fie solicitate, hai spunem aici cuvântul solicitare, după care tu ai Reels, tu ai TikTok și ai YouTube Shorts. Deci toate aceste trei trebuie să ai un video pe zi unde tu arăți oamenilor că tu ești expert. De exemplu, top 5 greșeli când alegi locația pentru a-ți construi casa, da? Da. Top 3 greșeli pe care le fac oamenii când aleg materialele de construcție. Deci toate, în primul rând, oferi foarte mult utilitate oamenilor. Într-al doilea rând, oamenii văd că tu ești expert, ești o sursă de informație credibilă și atunci când au o problemă, ei se duc repede pe TikTok sau pe Instagram-ul tău în Reel, găsesc acel video și își reamintesc atunci când îi poți ia pe tine ca furnizor, poți ia pe oricine alt furnizor, dar expertiza ta îi ajută pe ei atât în fața ta să pună sarcina ce își doresc, fiindcă tu deja probabil ai înțeles că cu cât e mai bine pusă sarcina în fața ta, cu atât mai ușor să îndeplinești proiectul. Fiindcă când clientul începe, asta nu cunosc, dar ce îmi recomanzi și așa mai departe. Deci aia, în stories-uri noi plasăm dovada că serviciile tale sunt solicitate, cum tu ești la șantier, cum ești cu casca pe cap, cum faci ședință în șantier cu ai tăi, cum faci o vânzare, cum semnezi un contract, cum încarci materiale de construcție, deci tot ce înseamnă activitatea ta profesională. În Reels, TikTok și YouTube Shorts, video-uri ce țin de expertiză. După care noi avem postările în Instagram. Deci postările în Instagram, ele trebuie să fie tot ce înseamnă promo, servicii, noutăți, de exemplu, lansări, tot ce înseamnă asistență textuală. De ce este important asta? Fiindcă inclusiv în istoria companiei, de exemplu, oamenii ca să înceapă să cumpere de la tine, ei trebuie să înceapă să te cunoască. Da. Cum ai început? Da? Asta poate fi inclusiv plus istoria companiei ca content. Clar că aici este nevoie de strategii de content, dar eu în cazul meu, de exemplu, am început prin a oferi informații mai nu din copilărie în partea textuală a Instagram-ului meu, în posteri, cum am ajuns aici, ce background am, cu ce clienți am lucrat, de ce eu cred că pot fi un mentor bun pentru tine, ce spun oamenii, fel de fel de recenzii și așa mai departe. Și evident că în rețelele tale de socializare trebuie să fie foarte multe recenzii. Deci oamenii în ziua de astăzi, 80%, înainte de a contacta un furnizor, ei se documentează. Da. Online-ul oferă foarte multe oportunități de informare suplimentară, de aceea în majoritatea cazurilor, când omul vine la tine deja cu comandă, el este foarte bine informat, știe ce vrea, știe cine tu ești, a văzut recenziile, a mai dat câteva telefoane, mai ales dacă tu ai în Instagram, în highlights, acele cerculețe jos, tu ai toate proiectele pe care tu le-ai făcut.
acolo sunt contactele, tag-urile spre clienții tăi, clienții în ziua de azi nu se rușinează să ia legătura cu clienții tăi, să întrebe da, cum ești tu ca om, dacă ți-ai îndeplinit angajamentele, dacă ai făcut totul la timp, dacă ei sunt ok cu calitatea. Deci este foarte important în momentul în care tu devii foarte public, să ai mare grijă anume de reputația publică a afacerii tale și a ta personală. Ok? Ți se pare complicată toată povestea asta? Nu, e tot ceva ce am început, dar n-am ajuns la capăt cu toată organizarea corectă a paginilor de promovare, deci în prețele socializare. Ok. Spune-mi, te rog, dar noi am început cumva că asta a fost solicitarea ta pe rețele de socializare, dar oare asta este singura problemă cu care se confruntează afacerea ta? Deci tu ai început prin brand personal, marketing și vânzări. Deci noi la vânzări o să ajungem imediat. Încă ca problemă mai am și organizarea corectă a activității. Zic, organizarea corectă a mea, că eu tot am sunt la etapă când doresc să țin totul asupra mea, dar din păcate se pierde controlul într-un moment dat. Ok, deci organizarea corectă a activității. Ce înseamnă pentru tine organizarea corectă? Organizarea că toate lucrurile, toate, să zicem, șantierile să se margă corect și să nu apară, muncitorii să nu stea niciodată. Uh-huh. Care muncitorii mei să nu stea, eu permanent trebuie să fiu de 2-3 ori pe șantiere. Ok. Având minimum 4 șantiere în activitate, fizic e imposibil. E posibil doar să stau pe șantiere sau doar să mă ocup de dezvoltare. Și de aici ajung în situația că trebuie să mai pun o persoană care să divizez din atribuțiile mele. Ok, câte șantiere la tine în mediu simultan merg? 4. Patru șantiere? Da. Și ai șef de șantier? Șef de echipă. Deci, ok. Asta înseamnă că tu ai 4 echipe? Da. Ok. Fiecare echipă are șef de echipă. Da? Da. Atunci de ce tu ai nevoie să încă de cineva între tine și șefii de echipă ca să comunice? Este un pic grea organizarea cu șefii de echipă. Din păcate, muncitorii sunt buni în domeniul lor, dar când vine timp să organizeze ceva, să planifice ceva din timp, e acolo să pierd. Că ei să știi că peste 2 zile mai au nevoie de careva materiale sau să planifice ceva din tehnică care o să fie nevoie, e acolo să pierd. Ei ajung în ziua respectivă, spun, a, dar eu am uitat că azi n-am cuib șantier. Păi ok, și asta nu trebuie să o rezolvi șeful de echipă? La moment asta permanent țin eu sub control. Atunci care e... Este neîncrederea între mine și șefii de echipă, muncitorii mei. Atunci rolul șefilor de echipă care, dacă tu ții sub control achizițiile, lucru cu echipiilor lor? Rolul lor, ziua, muncitorii să fie toți organizați. Că ei să nu se piardă, ei, să nu facă... Șeful de echipă e... Organizează direct fiecare muncitor. Eu doar le dau sarcina șefului de echipă, i-am prezentat proiectul, i-am făcut însemnările în proiect ce trebuie să atragă atenția. Deja șeful de echipă are grijă de muncitorii lui să meargă fix și facă... Șeful de echipă este dintre muncitori? Dintre muncitori, da. Deci el este muncitor ca și restul. Da. Eu cred că aici ar putea fi una din probleme. Fiindcă, știi, atunci când este șef de șantier, da, atunci muncitorii sunt la o etapă mai inferioară de personal. Și atunci, moment în care șeful de echipă este muncitor ca și restul, evident că tu nu poți să aștepți că el o să aibă autoritate în fața lor, cu atât mai mult că, adică ei sunt colegi. Da, nu poți să aștepți că el o să vină și o să zică, bă, ia și fă, că dacă nu, 1, 2, 3. Corect? Și atunci el, din experiența mea, poți să-ți relatezi că el mai degrabă este de partea lor decât de partea ta. De ce este firesc mai bine să iei șef de șantier, da, el poate să coste ceva mai scump, dar el o să organizeze lucrurile diferit, fiindcă dacă tu nu ai construit acest conect între tine și șefii de echipe și prin intermediul șefilor de echipe cu echipele în sine, atunci persoana pe care tu ai să o iei nici atâta. Fiindcă ea nu o să fie mai interesată ca tine să construiască structura acestor echipe, corect? De ce? Fiindcă orice persoană care are capacitatea pe care tu aștepți de la un, nu știu, un locțiitor a tău, de exemplu, sau cum o să vrei tu să-l numești,
atunci el are capacitatea să deschidă propria lui afacere, ceea ce foarte posibil să se întâmple la un moment dat, dar este doar o chestiune de timp. Deci aici recomandarea mea este să pornești, să nu delegi cuiva comunicarea dintre tine și șefii de echipe, ci să-ți iei la fiecare șantier, să ai câte un șef de șantier, de dorit, nu din muncitori. Ce înseamnă un șef de șantier sau șef de echipă? Asta este poziția de management. Eu am trecut în afacere din poziția de management. Eram șef de șantier. De acolo am trecut în etapă următoare. Doar să confirmă ce spun. Okay. Dar care sunt problemele de bază cu care te confrunți tu cu echipele și cu șefii de echipe? Neorganizarea în timp a unor lucrări, să zicem așa. Asta până care se ajunge la moment. Dar voi cum măsurați perioada de timp alocat fiecare șantier? Voi aveți un bufer oarecare, de exemplu, tu cu echipa agrezi un termen și cu clientul un alt termen, da? Adică îți lași o rezervă de timp sau? Permanent, este o rezervă de timp care să o avem în caz de condițiile meteo, sunt mai multe întrebări care apar în timpul unei construcții. Ce instrumente de control ai tu cu angajații tăi? Deci tu, am înțeles că sunt anumite aspecte care tu nu ești ok, da? Nu ești mulțumit. Dar ce instrumente de control, de motivare tu ai în raport cu ei? Ce instrumente tu ai putea să aplici ca ei să fie mai responsabili? Merg ideea și gândim permanent să cât mai responsabili, să diferă un pic unele bonusuri care le primesc ei sau bonusuri cum ar fi echipamentele, schimb un pic mai des, că oricum deja asigurăm îmbrăcăminte, echipamente de protecție, să aibă oameni permanent pe șantier. Și atunci cumva să îi motivăm prin bonusuri și prin schimbarea un pic mai corectă a echipamentelor să fie permanent în ordine, să zicem așa. Care este sistemul de motivare astăzi al lucrătorilor? Pe volum, lucrările de volum executate. Adică pe proiect, nu pe oră? Nu. Ok, noi am discutat despre... Da, am discutat. Asta la moment, în domeniul nostru încă e foarte dificil să spunem pe oră. Pe oră motivăm doar muncitorii necalificați. Muncitorii calificați care asta ei deja au pe volum executat. Nu, eu consider că este corect să fie pe volum executat, fiindcă dacă tu plătești pe dânsul pe oră, interesul lui este să întindă cât mai multe ori posibil orice noi îi oferi ca volum de lucru. De aceea este firesc să îi oferi o plată pentru fiecare segment executat. Ai făcut de aici până aici, ai primit. Da. Corect? Și atunci el, dacă nu îi plătești pe oră, dar îi plătești pe volumul de lucru, el este interesat ca în timp să execute un volum de lucru cât mai mare ca să se poată. Am înțeles. Bine. Am încercat ideea cu motivarea pe oră, dar ca să fie efectivă din ambele puncte, atunci la fiecare 5 muncitori trebuie să fie un supraveghetor care să stea lângă ei și să haide mai repede, haide. Păi nu asta este rolul șefului de echipă? Da, dar șeful de echipă, oricum, salariul, deci motivația lui depinde tot din volumul executat. Și atunci, la oră, cumva se suprapun toate astea. Ok. Șeful de echipă ce face? Eu am venit la șantier. Cu ce începe el? Instruirea dimineață, planul care l-au de executat, care, în funcție, eu predau șefului de echipă planul pe o săptămână, care el deja îl divizează în fiecare zi și discută cu muncitorii în fiecare dimineață. Ok. Și deja de acolo planifică cum trebuie să decurgă ziua și ce lucrări trebuie să reușească să execute pe ziua cutare. Și el chiar asta face? Tu controlezi că el asta face? Sau el ar trebui asta să facă, dar control nu-i? Asta se face, că dacă nu se face asta, ziua e pierdută, nu se vede rezultat la final de zi. Voi aveți vreun program de project management în care lucrați pe fiecare șantier? Adică care este sistemul din interior? Sistemul este doar o bază de Excel. Eu acolo îmi duc toată evidența pe fiecare șantier în parte. Eu am înțeles, ok. Cum stai la capitolul angajați? Ai probleme la capitolul ăsta? Forța de muncă, mă refer. Pe timpul de iarnă nu, dar acum deja cum se începe sezonul de activitate, acum deja apar deficiență. Ok. Cred că asta e o problemă actuală la toate domeniile. Și încercăm cumva să atragem oamenii care au mai activat cu noi sau care deja ne cunosc chiar și din muncitori. Să avem niște forțe de muncă sigură pe care putem să le bazăm.
Am înțeles. Deci, dacă eu corect înțeleg, organizarea corectă a activității este să ai oameni care să-ți gestioneze șantierele. Da. Și atunci, tu cum ai vedea mai bine pentru tine? O persoană, o persoană dintre tine și cele patru șantiere, sau un șantier este egal cu un supervizor. Cum este mai bun, mai bine pentru tine? Luând în considerație de cât e de mare șantierul, uh-huh, atunci putem să divizăm ca să fie o persoană, un șantier, două. Și atât. Cred că nu... Adică o persoană la două șantiere. Da. Ok. De aici se rezumă că nu sunt atât de mari șantierele. Ca și să... trebuie să fie în aceeași localitate, da, presupun. Da, da, da. Ele să, uh-huh, să fie unul mai aproape de altul. Zicem așa. Ok. Și atunci, deci noi avem două opțiuni. Deci opțiunea numărul 1 este o persoană la două șantiere. Și dacă tu ai două șantiere, asta este egal cu doi supervizori. Da. Ok. Și dacă tu ai doi supervizori, mai este nevoie să pui o persoană dintre tine și ei? Nu. Aici deja. Dar fiindcă este o ierarhie suplimentară care, în primul rând, din punctul meu de vedere, o să aibă de suferit transmiterea de informații mai departe, da, calitatea informației, oamenii mai adaugă de la ei sau cel puțin transmite mai departe cum înțelege el mesajul tău. Da. Și atunci poate să fie, ok. Deci o persoană la două șantiere înseamnă două șantiere, doi supervizori și atunci acești doi supervizori raportează ție. Raport Rudion, corect? Da. Bine. Și a doua opțiune este, de exemplu, un locțiitor al tău care ține legătura cu patru șefi de șantier. Cum îți pare ție? Mai optimală e prima oportunitate, că să fie, uh-huh, mai eficientă. Dacă o să mergem pe calea 2, o persoană se coordoneze iar toate patru șantiere, o să apară fix aceeași problemă care este la momentul dat. Okay. Nu o să reușească fizic. Okay. Și... super tare. Deci înseamnă că noi am găsit soluția. Deci soluția pe care noi o avem este că tu ei angajezi nu o persoană cum vrei ei tu acum, să coordoneze, fiindcă noi așa am început, da? Da. E o persoană care cumva pe tine te înlocuiește, gestionează toate cele patru șantiere, timp în care tu te ocupi de brandul personal și de brandul companiei. Acum noi am ajuns la soluția că este mai bine să iei doi oameni, să fie un supervizor pe două șantiere, da, corect? Tu continui să-ți faci jobul tău de proprietar, adică tu continui să aloci timp managementului companiei, timp în care nu uiți și de brandul personal, ești însuțit permanent de o persoană care captează content, faci filmări, editează, da, asta se face foarte repede în ziua de azi. Ok, fiindcă din punctul meu de vedere trebuie întâi să construiești sistemul, el trebuie să funcționeze, ca imaginea ta publică să fie conformă realității. De foarte multe ori se întâmplă când un business are carențe, are mari probleme de gestiune, de management, de calitate, servicii și nu doar, dar proprietarul deja începe să-și crească și construiască propriul lui brand, din punctul meu de vedere, este prematur. Fiindcă imaginea ta publică, tu când ieși în public, te poziționezi ca expert, tu faci o promisiune tacită către public. Respectiv, trebuie întâi, viziunea mea este să pui un pic pe stop brandul personal, întâi să setezi toate procesele în interior, să le automatizezi, după ce tu te convingi că totul este bine și promisiunea ta publică este conformă realității. Ok? Da. Asta este recomandarea mea pe moment, să pui până când pe stop acest lucru. Cât de mult îți rezonează chestia asta? Să nu te grăbești cu brandul personal, întâi să construiești sistemul și după asta
Da, este ceva destul de ok, analizând tot ce s-a discutat, da? Și sistemul care eu l-am deja început, nu îmi trebuie atât de mult ca să-l aduc la o funcționalitate foarte bună, ca să putem deja porni brandul mai departe. Ok, acum a doua întrebare care tu ai ridicat-o și anume marketing. Deci tu ai spus că tu astăzi faci, hai așa mai bine, tu azi ai recomandările, dar la capitolul recomandării eu totuși sunt de părerea că tu trebuie să deții controlul acestor recomandări. Adică nu aștepți până când unul din clienții tăi te va recomanda și tu nu știi te recomandă sau nu, dar să-l rogi pe el să-ți oferi ție unul, două contacte pe care tu să-i suni din numele lui. Și atunci tu deținând controlul, îi bagi în CRM și deja gestionezi relația cu persoana recomandată de sine stătător și nu ești nevoit să suni mereu clientul, ai vorbit cu persoana, mai recomandat, nu mai recomandat, adică sunt mișcări inutile. De aceea recomandările, evident că întotdeauna au fost, sunt și cred eu vor rămâne cel mai eficient instrument din punct de vedere vânzări, doar că eu sunt adeptul preluării inițiativii. Exact. Da. A doilea, tu spuneai că faceți rețele de socializare. Da? Da. Cum vă promovați voi acolo? Adică ca content am înțeles, dar faceți publicitate plătită, targetată? La momentul dat nu. Suntem doar pe publicul... Trafic organic? Trafic organic, să zicem. Okay. Încă nu am trecut etapa să finanțăm publicitări. Bine, deci din punct de vedere capacitate, capacitatea ta de producție maxim, deci tu ai 4 echipe, da? Care este perioada medie de îndeplinire a obligațiunilor pentru un client? Adică din momentul în care tu semnezi contractul până la predarea la cheie a proiectului. În dependență de șantier, zicem, dar ar fi 4 luni, în mediu. 3-4 luni. În mediu 3-4 luni? Da. Ok, asta înseamnă că o echipă este egal cu 3 proiecte pe an. Da. Ok. 4 echipe, asta este egal cu 12 proiecte pe an. Da. Ok. Și în cazul ăsta, dacă tu pornești o campanie de marketing și ți-ți vin foarte multe lead-uri, fiindcă până la urmă, din punct de vedere marketing, lucrurile stau foarte simplu. Tu ai nevoie de 12 proiecte pe an. Asta este capacitatea ta maximă la etapa actuală? La 12. Etapa actuală, da, dar suntem în permanent creștere. Ok. Și atunci, dacă tu ai capacitatea ta maximă este de 12 șantiere, ce procent din capacitatea actuală a ta este ocupată? Adică procentul de ocupație a personalului tău? Să zicem așa, la moment, personalul e în activitate, dar situația creată un pic, stăm cu dubii șantierele pe viitor. Având... Adică te referi la asigurarea continuității. La asigurarea continuității, da. Ok, și atunci dacă tu ai nevoie de 12 proiecte pe an, dacă ai, eu corect înțeleg că dacă tu 4 echipe ai 12 proiecte, 8 echipe ai 24 de proiecte. Da. Deci în mediu asta da, e, asta, da? Adică fiecare echipă plus 3, da, plus vrei 3 să proiecte. Mai iei 3 șantiere, îți mai faci o echipă. Da. Mai vrei 3 șantiere, pe an îți mai faci, fiindcă din punct de vedere marketing lucrurile sunt extrem de simple. Deci extrem de simple. Dacă tu ai, hai să desenăm un pic, dacă tu ai 12 proiecte, care e la tine rata de conversie în mediu atâta dintre 100 sau hai să luăm 10, din 10 persoane cu care tu comunici, din 10 persoane cât semnează contractul până la urmă? Până la urmă, să zicem, ar fi, din 10 ar fi 40% care semnează. Deci din 10 oameni, 40%? Da. Ok. Tu dacă ai nevoie, de exemplu, da, noi avem obiectiv 2023, de exemplu, este de 12 proiecte. Da? Da. Rata de conversie este de 40%. Da. Corect?
Și atunci noi, la rata de conversie de 40%, tu ai nevoie de număr de lead-uri, care noi încă nu știm câte. Și atunci, dacă noi avem 12 proiecte la o rată de 40%, înseamnă că tu ai nevoie, de exemplu, de 12 iese la 2,5. Deci noi avem nevoie de 30 de lead-uri. Da. Deci tu ai nevoie de 30 de lead-uri. Da? Și astfel la noi ce se primește? Că 30 de lead-uri înmulțit la 40% conversia este egal cu 12 clienți. Da. E super simplu. Ok? Și atunci tu aceștia 12 clienți, cum faci bugetul de marketing, da? Așa. Deci bugetul de marketing. Bugetul de marketing este egal cu 30 de lead-uri înmulțit la X per lead. Și atunci, dacă noi avem 30 de lead-uri, înmulțit, să presupunem că un lead la tine, fiindcă e domeniul, da, cu ce, cu mare, poate să ajungă și la $10 un lead, da, de exemplu. Și atunci bugetul tău de marketing este egal cu $300 pe lună. De exemplu. Deși noi acum vorbim de faptul că eu am dat ca exemplu, da, dar tu ai nevoie de 12 proiecte pe an. Corect, dar asta deloc nu înseamnă că tu, dacă în luna ianuarie ai făcut lead-ul, tu în luna ianuarie l-ai îndeplinit, corect? De aceea noi lucrăm în perspectivă. Și asta este la tine bugetul de marketing. Deci când momentul în care se apuci de publicitate plătită. Dar eu aici, din punctul meu de vedere, m-aș focusa mai mult totuși pe parteneriate. Pe cei care lucrează cu șantiere, dar cum este, de exemplu, Andrei, da, cu fațade, da, cum este Victor cu acoperișurile. Ieri a mai fost la mine la o consultație individuală doi frați care produc geamuri, termopane, și exportă în 12 țări. Deci eu cred mai mult în astfel de parteneriat. Iarăși, noi revenim la etapa de recomandare, dar evident că aici, în primul și în primul rând, este vorba totuși de vizibilitate. Dacă chiar și de ajungem o recomandare cineva, un potențial client întotdeauna verifică cine informația ești tu. Exact, exact. Indiscutabil, el verifică cine ești tu, cât de încredere ești, recenziile și așa mai departe. De ce noi și iarăși revenim la vizibilitate și aici deja trebuie de asigurat această vizibilitate. Da. Trebuie să ai un site unde omul trebuie să vină să vadă lucrările tale, clienții tăi, recenzii și așa mai departe, toate azi. De ce recomandarea mea este să vă grăbiți un pic cu site-ul. Ok? Dar e atât de simplu. Deci în cazul tău, dat fiind capacitatea nu este mare la etapa actuală, dar eu văd că tu crești destul de repede, ceea ce mă bucură. Mai degrabă aș merge acum într-adevăr pe recomandări și creșterea vizibilității prin împachetarea business-ului. Site, rețele de socializare, prezența ta permanent acolo. Asta cumva face parte din imaginea ta publică, dar încă nu este etapa de construire a brandului personal. Acolo este un pic totuși altă strategie, ok? Da. Deci noi am parcurs marketingul, cum ai vrut tu, am parcurs problema care este la tine de coordonare, da, a personalului, și a treia, managementul de vânzări, da? Da. Acum noi avem vânzările. Care este treaba cu vânzările la tine? Ce vrei să schimbi? Adică ce domeniu din interiorul vânzărilor necesită o atenție sporită din partea ta? Conlucrarea directă a managerului de vânzări cu potențialii clienți. Să zicem, discuțiile corecte ca să ajungem la vânzarea în sine. Colucrarea vânzătorului cu clientul? Cu clientul. Dar acum e? Acum e un pic, nu e așa cum aș dori eu. Dar cum este? Dacă ai putea să... Iată, managerul de vânzări vine la job, dacă poți să descrie ziua lui de lucru, ce face?
la moment manager de vânzări sunt același eu. Ah, ok. Asta și deci nu ai. Nu deci am pornim de la fapt că tu da. Nu ai. Ok. Deci noi am identificat o problemă. Nu este manager vânzări. Ok. Păi vezi tu, ai foarte multe roluri. Ai prea multe roluri în propria ta afacere. Și de aici nu este creșterea care ar trebui să fie. Păi firesc, fiindcă tu ai 24 de ore. Ca și toți ceilalți și fără duminică. Ok, bine. Păi atunci cu asta, nu conlucrarea vânzătorului cu clientul. Eu nu văd aici da, mai corect ar fi. Problema asta. Da? Eu văd problema este că nu este manager vânzări. Și atunci tu trebuie să-ți găsești un manager vânzări care să delege. Da. Corect? Care să alerge pe la șantiere, să caute. Ai încercat până acum să găsești? Nu. Uh-huh. Am analizat oportunitățile, dar nu am dezvoltat ideea de a angaja cineva. Ce înseamnă ai analizat oportunități? Adică au venit CV-uri, eu... Nu, analizând din persoanele care eu am fost interesat față de ele, da? Dar nu am ajuns la discuția de angajare finală. Am înțeles. Ok, hai să-ți dau altfel de întrebare. Ce rol vrei tu să-ți atribui ție ca proprietar în această afacere? Fiindcă văd că le faci pe toate. Dar dacă ar fi să rămâi un singur rol de ordin strategic? Gestionarea. Deci gestionarea ca director general al companiei. Ok, deci rolul pe care tu vrei să-l asumi, rolul Rodion, este director autentic, corect? Da. Ok. Am ajuns atunci la ce ne trebuie nouă. Hai să vedem atunci, dacă tu ești director, care este structura firmei de mai departe? Ca să ajungem la vânzări, noi trebuie să înțelegem care este structura. Deci noi avem directorul. Dacă eu corect înțeleg, sub director sunt doi șefi de șantier. Da? Eu aș împărți deodată în două părți. Partea de vânzare și partea de construcție, zicem așa. Ok. Bine. Și de aici în partea de construcție avem două persoane care se ocupă în mijlocie de șantiere. Ok. Construcții și tincoace. Vânzările. Vânzări plus marketing sau doar vânzările? Vânzări plus marketing ar fi. Plus marketing, bine. La construcții, la tine iar se divizează în două, da? Da. E șef șantier 1, da? Da. Și șef șantier 2. Sub ei au... Muncitorii, șefi de echipe. Muncitorii, spunem cu asta. Au două echipe. Da. Echipa 1, echipa 2. Din cu acela fel. Echipa 1, echipa 2. Până când 4, da? Da. Ok, marketing și vânzările. Deci tu ai nevoie de ce? Marketing manager. Corect? De vânzări. Ok. Care poate fi outsource, poate fi internalizat. Cum ai prefera să fie outsource sau internalizat? Deci externalizat sau internalizat? Cred că e extern. Extern, așa? Da. Ok. Deci marketingul la noi este externalizat. Bine. Și zicem, deja este tot. Ok. Și mai departe este managerul vânzări care trebuie să fie 100% internalizat. Da. Fără variante. Ok. Ce ar trebui să facă managerul de vânzări? Să lucreze pe anume lead-urile care vin de rețelele socializare și să colaboreze cu parteneriatele. Ok. Uite-te. Noi vorbeam despre ceea ce majoritatea încurcă. Deci noi avem marketing, pâlnea de marketing și pâlnea de vânzări. Tu deja știi noțiunile astea. Da. Unde noi avem, deci pâlnie, da? Deci noi avem prima
da, etapă a pâlnii de vânzări, pâlnii de marketing, da, unde noi avem trafic, generare de trafic, da. Corect? După care tot este marketing, este lead, din trafic conversia în lead, corect? După care la noi începe etapa de pâlnie de vânzări, care este deja din lead în vânzare. După care noi avem ceea ce noi am învățat, da? Vânzare repetată. Da? Și mai departe deja este CSI-ul și NPS-ul. Asta deja iarăși ține de marketing plus vânzări, dacă faci o vânzare repetată din nou, da? Și atunci marketing managerul preia zona asta, da. Zona de trafic și generare de lead-uri și el trebuie să-l alimenteze pe managerul de vânzări care preia deja mai departe de aici cu lead-uri. Da. Corect? Da. Și atunci marketingul asigurându-ți lead-urile, tu poți să pui obiective de vânzări managerului tău de... Ok. Da. Dar sunt două modalități aici de... de a crea sistemul de vânzări. Și îți spun, sunt două tipuri de oameni în marketing și în vânzări. Deci noi, în primul rând, luăm... sunt farmerii și sunt closerii. Asta ce înseamnă? Farmerii sunt cei care fac toată munca de prevânzare. Da? Fiindcă, de exemplu, o vânzare este un proces de la zero la rezultat. De exemplu, până aici, la noi este prevânzarea. Adică contactul cu clientul, calificare client, da? Concretizare interes. Da? Detalii tranzacții și așa mai departe. Da? Toată partea asta, da. Este partea de prevânzare. Asta o face farmerul. După ce el face etapa de vânzare, de prevânzare, unde el califică, află toate detaliile, vede ce tip de casă, nu știu, câte etaje și așa mai departe, ca să-l califice pentru a trece la următoarea etapă, și anume de ofertare. Da. No. După ce se finalizează partea asta de evaluare, de prevânzare, prin evaluarea totală, da, scanarea interesului, deja intră în scenă closerul, cel care închide tranzacția. Da. Și atunci când tu ai doi oameni, farmerul și closerul, unul care face munca la negru, să-i spunem așa, da, munca cea mai grea și cea mai meticuloasă, a doua parte, și atunci la tine crește randamentul. E ca pe bandă rulantă. Da. El, aici unde vreau să ajung? Că de foarte multe ori farmerii sunt cei care generează lead-ul. Uh-huh. Adică intră în rețele de socializare, intră pe canalele de Facebook, de exemplu, de profil, unde sunt, de exemplu, foarte unii clienți pe construcții de la mine. Apropo, inclusiv tu mi-ai zis că folosești grupurile de Facebook a localităților, da, nu? Da, 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 da. Da? Deci asta trebuie să facă farmerul, inclusiv. Dacă la tine marketingul este externalizat, atunci trebuie pe intern să ai tot anumite... instrumente de generare de lead-uri. Asta, da. Este unul din atribuțiile farmerului. De ce recomandarea mea este să ai, să divizezi în două. Chiar dacă la prima etapă tu nu ai un vânzător care are capacitatea să închidă tranzacția, cel puțin la etapa asta ia-ți un farmer care el o să facă partea de prevânzare, el preia toate detaliile necesare, tu îi faci un checklist, ce informații trebuie să preia de la client, da. Toată informația respectivă se duce deja la tine în ofertare. Ulterior, o să-ți recomand să-ți iei o persoană separată pentru ofertare, fiindcă oricum voi lucrați în AutoCAD, lucrurile sunt foarte clare și după ce tu ai oferta, deja cu oferta te duci tu personal la client și tu închezi tranzacția. Da. Dar astăzi la tine eu presupun
calificarea o faci tu, toate detaliile le preiei tu, tu faci ofertarea și tranzacționarea tot tu o faci. Da, asta e. Asta îți scade foarte mult randamentul. De aceea, unul face calificarea și acumularea de informații, a doilea pregătește oferta, iar tu cu oferta asta te duci la client și nemijlocit închei tranzacția. Și atunci la tine crește exponențial randamentul. Da. Tu ziceai că în mediu îți iau o săptămână pentru a face o ofertă, dacă țin minte, și ziceai că timp de o săptămână de zile, cât tu pregătești oferta, clientul dispare. Da, sunt și așa situații. Sunt și așa situații. Asta și e principiul, că stând doar eu în toate, dorind să astup toate domeniile, până și noaptea se lucrează pentru, doar noaptea se lucrează la oferte. Ok. Între timp, clientul ziua mi-a dat un mesaj sau un apel, până pregătești oferta, deja s-au găsit altcineva și s-au pierdut interes față de noi. Și de aici să... Dacă tu ți-ai minte, eu ți-am spus că pentru ca acest fenomen să dispară, tu trebuie parcursul pregătirii ofertei mereu să menții relația cu clientul. Da. Să suni, să-i faci anumite concretizări, mai ieși la o cafea, mai afli ce materiale, cu te-ai ieșit un material nou, mergem pe materialul vechi sau totuși vrei să vezi despre ce este vorba cu ăsta nou, hai vină până la noi în showroom, înțelegi? Adică moment în care tu o săptămână de zile, da, tu știi că îți faci treaba, tu știi că tu depui maxim efort pentru a oferta. Timp în care clientul vede că tu nu contactezi cu dânsul pentru el, da, poate percepe că tu ai uitat de dânsul. Știi? Da. De ce? Dacă, ok, dacă el a uitat de mine, mă duc și caut în altă parte. De ce? Recomandarea mea este atâta timp cât tu pregătești oferta, să menții, inclusiv să-i spui, uite, oferta este practic pe jumătate gata, mai am nevoie de niște concretizări din partea ta ca să urgentez lucrurile, da? După care, uite, mai am încă vreo 20% din devizul cheltuielor rămas, deci permanent comunicare, ok? Comunicarea dă rezultat. Exact. Deci pe vânzări, deci eu asta, recomandarea mea este pe vânzări, să nu-ți cauți om de vânzări acum, dar să identifici și instruiești un farmer care are capacitatea să facă calificarea, toată zona asta de prevânzare, iar la momentul actual ofertarea și închiderea tranzacției rămâne pe tine. Următoarea etapă, adică următorul om pe care tu trebuie să ți-l angajezi, este persoana care are capacitatea la foc automat să pregătească oferte. Și la tine rămâne doar închiderea tranzacției, fiindcă mai bine ca tine tranzacția nu se închide nimeni. Da, de ce eu aș lăsa pe mine partea asta de responsabilitate de închiderea tranzacției? Da. Este la moment, să zicem așa, farmerul a început să-și facă activitatea, dar încă nu ne-am dat seama că așa cum ar trebui să o fac corect. Da. Și acum ai claritate? Da, acum este o claritate foarte, care ar merge mult mai ușor înainte. Pentru el, eu îți recomand cu ce să începi, să pregătești pentru el un checklist prin intermediul căruia el să facă calificarea corectă a clientului. Da. Fiindcă, de exemplu, tu poți să ai un check mediu sub care tu nu vrei să iei clienți. Și atunci el trebuie să facă întâi, să scaneze, să facă o evaluare, calificarea corectă a clientului și să vină la tine cu recomandare, cu tipul ăsta, eu recomand să-l preluăm, lui ăsta recomand să nu-l luăm. Fiindcă, uite-te, noi doar avem trei tipuri de clienți. Da? Noi ținem minte că există așa noțiune ca segmentarea clienților. Deci, uite-te, noi avem segmentarea pe trei tipuri de clienți. Vreau neapărat să spun acest lucru, fiindcă el ține în primul și în primul rând anume de vânzări, dat fiind noi suntem la vânzări. Da? Deci, noi avem trei tipuri de clienți care se separă pe trei criterii de bază. Deci, criteriul numărul 1 este necesitatea. Criteriul numărul 2 este timpul. Sau noi mai spunem urgența. Și criteriul numărul 3 este resursele. Adică banii. Și atunci, luând aceste trei criterii, noi separăm clienții pe trei categorii. A, B și C. În cazul de față, noi avem categoria A, sunt ai mei preferați, care sunt de încasare rapidă. Ăștia sunt clienți de încasare rapidă.
Asta ce înseamnă? Că clientul are necesitate, are timp, adică are necesitate, are urgență și are bani suficienți ca să se plătească ție. Deci tu, în momentul în care managerul tău de vânzări face calificarea clientului tău, el trebuie să atragă atenția în primul rând la ce categorii îl atribuie. Evident că prioritatea numărul 1 sunt ăștia care cu încasare rapidă, care au bani, au venit, ai făcut foarte repede divizul de cheltuieli, ai primit avansul, ai dat drumul în lucru. A doilea categorie, B-ul, da, este de încasare lentă. Client de încasare lentă. Asta ce înseamnă? Că el are necesitate, are bani, dar nu se grăbește. Deci atunci noi ce trebuie să facem? Să găsim o modalitate de a-l urca în categoria A, să-i creăm această urgență. Da. Cum putem noi să creăm urgență? Uite-te, crește începând de săptămâna viitoare, cresc prețurile la materiale. Dar dacă semnezi acum, da, tu îți îngheți prețurile. Sau avem o promoție care se finalizează foarte curând. Sau mai am un client pe care trebuie să-l contractez și dacă contractez pe dânsul, nu o să te pot lua pe tine. Adică tu creezi această urgență și îl urci în categoria A. Și mai este categoria B, care sunt cei care, categoria C, care au necesitate, eu pe ăștia îi numesc sunt clienții grei, au necesitate de foarte multe ori acută, însă nu au bani și au sau nu au timp. Dacă au timp, noi am spus numai cum trebuie să creezi această urgență, dacă nu are bani, atunci trebuie să-i oferi lui instrumente financiare. Oferindu-i instrumente financiare, tu îl urci în B, da, din B îl urci în C, iar pe ăsta din B, din B în A, iar pe ăsta din B să-l urci în A. Deci această etapă este parte componentă a procesului de calificare a clientului. El trebuie să aibă un checklist întâi să vadă ce vrea. Că vrea casă, că vrea reparație în apartament, că vrea casă cu un etaj, cu două, că e cu gard, că e fără gard, etc. Da? Deci partea asta profesională. Mai departe, trebuie să vadă dacă el se încadrează în A, B sau C. Fiindcă dacă el este din punctul C, din categoria C, poate tu nu, pe dânsul în plânia ta de vânze, în CRM, tu nu îl pui ca prioritate. Ci tu întâi iei în lucru clientul de categoria A, care îți oferă aici și acum oportunitate. Deci asta face parte componentă tot a procesului de calificare. Okay? Ok? Și asta tot trebuie să incluzi în checklist. Eu sunt gata să te ajut, adică fă schiță la acest checklist de calificare, îmi trimiți mie și o să ne uităm împreună peste el. Deci încă o dată, farmerul califică, face prevânzarea, 2, persoană separată pe ofertare și tu ca închidere de tranzacții. Da. Ok? Și atunci la tine echipa de vânzări se divizează în 3. Deci asta este soluția, da? Deci noi avem pentru vânzări, noi avem soluția. Da? Soluția este echipa vânzări. Unde noi avem unul, noi avem farmerul, care el este pe prevânzare, vânzarea care presupune și calificarea. Da. 2, noi avem ofertare, persoană separată pe ofertare, care el asta face de dimineață până seara, el doar ofertează. Ok? Dar nu uităm că materialele pe care el le include în ofertă, da, voi aveți evidențe, presupun, da, depozit, tot. Și 3 este closer-ul. Adică închidere tranzacției și aici ești tu. Corect? Da. Deci, closer-ul noi îl avem, te avem pe tine. Da. Farmerul îl avem pe jumătate, fiindcă tu ai spus el, este el, trebuie ești instruit. Înseamnă că a rămas ofertantul care, fiindcă, din câte eu țin minte, anume procesul de ofertare ți-i fără foarte mult timp. Cel mai mult timp. Uh-huh. Ce adică îți face, noi finalizăm imediat discuția, primul pas pe care tu îl vei face în această direcție care o să fie? Analizând posibilitatea de cine de angajat în domeniu, în persoană pentru ofertare. Ce profil trebuie să aibă el? Profilul ar fi, noi zicem, divizier, care se ocupă cu calcularea devizelor în construcție. Okay. Sunt
specialist în domeniul dat. Uh-huh. Sunt așa specialiști pe piață? Da. Uh-huh. Ok. Foarte tare. Care dezvoltând cu achizițiile publice, acolo doar cu prin ofertare trebuie să mergem în bază de deviz. Am înțeles. Deci, noi am discutat despre marketing, da? Deci noi am luat decizia astăzi că pe zona de marketing noi mergem acum preponderent pe recomandare, pe generarea de lead-uri. Da. Am discutat cum se formează lead-ul, cum se formează bugetul. Am decis că marketingul totuși îl externalizezi. Da. Corect? Pe zona de vânzări, deci noi, farmerul, el inclusiv merge, caută pe șantiere, da, comunică cu clienții și așa mai departe, preia potențialul client, îl califică, face prevânzarea, îl dă mai departe la divizier și divizierul, după ce face divizul, ți-l oferă ție și tu închizi tranzacția. Da? Da. Pe zona de personal, noi astăzi am agreat că tu nu mergi cum tu te gândeai inițial, că între tine și cele patru echipe este o persoană care este șef pe toate patru echipe, dar am agreat că nu e o persoană, rămâi tu pe partea de gestiune, da? Tu ai ales acest rol în interiorul propriei tale companii și la fiecare două echipe noi avem un supervizor, sub supervizor sunt doi șefi de echipe și sub ei sunt deja echipele nemijlocite, da? Da. Ok, deci noi am acoperit toate trei subiecte astăzi. Da. A fost util? Foarte. Da? Foarte util, deja trebuie implementat corect. Asta îți doresc. Mersi.